Un nou eveniment organizat de Biblioteca Județeană Ovid Însușeanu, de data aceasta la Hunedoara, a avut loc la Galeria de Arte Corvin. Este vorba despre întâlnirea cu profesorul Mihai Petre, care și-a lansat cu acest prilej cel mai recent volum intitulat Hunedoara acum 100 de ani. Personalitate binecunoscută, apreciată și respectată în lumea învățământului hunedorean, adevărat dascăl cu viziune, profesorul Mihai Petre are în spate o strălucită carieră didactică în decursul căreia a format în Hunedoara multe generații de elevi în spiritul cunoașterii, al respectului și al dragostei față de limba și literatura română. Este o nouă bucurie pentru noi, Biblioteca Județeană Ovid Însușeanu Hunedoara Deva, să organizăm o întâlnire cu distinsul și îndrăgitul dascăl Petre Mihai. Fiecare carte scrisă de domnia sa, fie că era o carte de specialitate, despre toponimie, despre Caragiale sau romanul Ion al lui Liviu Ebreanu, fie că era un roman, un volum de interviuri, o carte de memorii, fiecare astfel de carte a reprezentat un moment editorial remarcabil. Cartea pe care o lansăm în această seară, Hunedoara acum 100 de ani, este o caldă ofrandă pe care profesorul Petre Mihai, născut pe meleaguri vâlcene, o aduce orașului Hunedoara, un oraș al cărui fiu veritabil a devenit, locul în care a prins rădăcini și a muncit o viață întreagă, fiind legat sufletește de oamenii de aici, dascăl a nenumărate generații de fii de hunedoreni. Îl felicit pe domnul profesor Petre Mihai pentru această minunată carte. Îi doresc multă sănătate, putere de muncă și mai doresc ceva, să ajungă cât mai repede membru al Uniunii Scriitorilor din România, pentru că are o operă valoroasă și Petre Mihai este citit. Dascălul Mihai Petre vorbește despre cartea sa ca despre una a împlinirii sentimentului datoriei față de oameni. O carte este de fapt un pașaport care te plimbă în spațiu, dar cartea e mai mult decât pașaportul acesta spațial, fiindcă permite să te plimbi și în timp. Iar eu am propus cititorilor mei acum o plimbare în retro, în deceniul 3 al secolului trecut, în ceea ce privește Hunedoara acelor vremuri. Inedite sunt informațiile pe care eu le ofer, extrase din toate documentele pe care, de arhivă pe care le-am studiat, aferente deceniului al treilea hunedorean. Un deceniu încărcat de probleme, de istorie, de necazuri, de se trece de la o legislație la alta, de la o monedă la alta, se trece de la administrația maghiară la cea românească. Și așa, problemele se adună, dar primăria și Consiliul Local reușesc într-adevăr să facă față și să ajungă până la noi un oraș așa cum îl vedem. Lansarea volumului Hunedoara acum 100 de ani se încadrează perfect în ofensiva culturală susținută de Consiliul Județean și în care Biblioteca Județeană are un aport important. Se putea un cadou mai frumos acum de Moș Nicolae decât cartea profesorului Mihai Petre, Hunedoara acum 100 de ani. Este foarte bine să facem o paralelă între ce era acum 100 de ani și ce este astăzi. Vreau să-i mulțumesc profesorului Petre pentru această carte minunată care este dată pentru hunedorenii lui. Bucurie nu a fost doar pentru organizatori, ci și pentru hunedorenii care au participat la evenimentul de excepție, în care personajul principal a fost distinsul și îndrăgitul dascăl Mihai Petre. Am venit din respect și prețuire pentru domnul profesor Petre Mihai, care a fost profesor și fiicei mele și pe care noi, acești ilustri anonimi, îl iubim și îl respectăm de undeva așa, din culise. Nu îndrăznim să ieșim în fața domniei sale, pentru că tot ce face, face la un nivel profesional sau la un standard, mai bine zis, foarte ridicat. Noi hunedoreni îl iubim și îl prețuim. La final, profesorul Mihai Petre a oferit autografe doritorilor.